Aproximativ 22.000 de legumicultori așteaptă să primească ajutorul de minimis pentru programul Tomata. Deși inițial plata ajutorului a fost programată pentru sfârșitul lunii august, se pare că numărul beneficiarilor din acest an a fost mult mai mare decât s-a preconizat, iar asta ar fi însemnat ca fermierii să primească suma diminuată. Pentru a evita această situație neplăcută, se va suplimenta suma pentru acest program, a spus Florin Barbu, ministrul agriculturii, prezent la prima ediție Horti Show. Vreau să vă spun și îmi cer scuze în numele tuturor fermierilor pentru întârzierea la plată la ciclul 1 la tomată. A fost o problemă pentru că atunci când a fost dat actul normativ a fost evaluat pentru un număr de 17.000 de beneficiari. În momentul de față au fost încheiate toate evaluările de către direcțiile agricole din teritoriu. Numărul beneficiarilor a fost de aproape 22.000 și am luat decizia împreună cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu de a acorda întreaga sumă de 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați. Mai mult decât atât, Guvernul României va acorda ajutor financiar și pentru fermierii care vor paria pentru ciclul 2 de producție în spații protejate. Începând de săptămâna viitoare, va fi aprobată în Guvernul României alocarea suplimentară de 18 milioane de euro pentru ciclul 1 și, bineînțeles, în aceeași hotărâre de guvern vom da și ciclul 2 la legume în spații protejate. De aceea vreau să ne înțelegeți întârzierea, dar noi am vrut să asigurăm exact așa cum am promis cei 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați. De asemenea, ministrul Florin Barbu a prezentat celor prezenți și proiectul centrului pilot, care va fi realizat pe o suprafață de 3.000 de metri pătrați, cu temperatură controlată, ce va avea 3 benzi de sortare, inclusiv dotări pentru ambalare și un centru de testare al produselor. Odată cu acest proiect, marfa care va fi colectată în aceste centre va dispune de toate certificatele necesare potrivit legislației în vigoare.